Publicațiile Süddeutsche Zeitung din Germania și Front Story din Polonia scriu că 6 persoane s-au urcat la bordul iahtului Andromeda din portul german Rostock în septembrie anul trecut. Cei 6 au călătorit cu ajutorul unei firme de turist fantomă din Varșovia până la Rostock, unde au închiriat iahtul. Unul dintre pașapoarte era pe numele de Ștefan Marcu. În realitate, actul ar fi fost al unui ucrainean de 26 de ani, membru al forțelor armate ucrainiene, identificat de reporterii germani, dar al cărui nume real a fost păstrat secret din rațiuni de securitate. Andromeda a fost reperat în zona în care au avut loc exploziile. În prezent sunt în desfășurare și anchete ale autorităților suedeze și daneze. În conductele distruse au fost descoperite resturi de explozibil. Men vi får ju förmoda att det är någonting som är placerat där. Och då tror jag det mest rimliga är att det faktiskt är en del av sprängladdningen. Så att det är någon del av hölje. Det kan vara en plastbit eller metallbit som på något sätt har ingått i den här sprängladdningen. Recent, o altă investigație jurnalistică a dezvăluit că în preajma locului exploziilor au fost detectate cel puțin 3 nave rusești. Vasele Moscovei au efectuat mai multe curse, semn că au cercetat zona și când a fost stabilit punctul ideal pentru atac, s-a acționat. There are two vessels that I found that looked not to be moving, so being quite stationary. They had no wake present. Mai multe canale de televiziune din nordul Europei au subliniat faptul că navele rusești aveau capacitatea de a desfășura operațiuni submarine în zona din Marea Baltică, în care au avut loc exploziile. Acest lucru este dovedit de interceptările comunicațiilor radio ale unei nave rusești.